Revenire spectaculoasă pentru Roxana Nemes în această săptămână, dar oare va încheia în aceeași notă pozitivă și ediția Concept? Aflăm împreună, intră chiar acum Roxana Nemes. Bun găsit, bravo. Roxana Nemes! Bună seara! Nu vreți să știți cât mi-este foarte modern. Foarte modern? Contemporan! Da. Raluca Bădulescu-i fiartă și la propriu și la figurat. Și eu. Luăm și jacheta, Roxana? A fost așa de intrare doar. De intrare. Sincer, pentru că surprinzătoare. Mi-a plăcut cum venea așa, am zis, nu eram sigură care dintre că mi-a plăcut foarte mult. Te-a plăcut mult, cred, știu. Surprinzător momentul, nu mă așteptam să te văd dansând. Da, un contemporan a fost și aici până ceva, la urmă. Ceva. Felicitări, Roxana. O nebunie așa. O nebunie. Este, spuneam de la începutul serii și poate a venit ca o surpriză pentru voi, o ediție concept eliminatorie. Și până acum, de fiecare dată în culise, când se discuta despre seriile eliminatorii, multe dintre fete își dădeau numele ca fiind printre cele eliminate sau ca fiind cea eliminată. Normal, da. De data asta, cum a fost? De data asta, nu știu, sunt foarte drăguțe, sunt extrem de drăguțe, deci nu m-aș fi așteptat niciodată. Cine credeți că va pleca astăzi? Bă... Cine credeți că va pleca astăzi? E. Acum chiar nu pot să mai zic, dacă știam la Xonia... Dar fiate, nimeni nu mai spune eu, știi? Nu, data trecută. Nu mai vrea nimeni. Nici în joacă să nu spui, acum nici în joacă nu-ți mai vine să spui că pleci acasă. Mă, oricum e ca la loterie. Nu, de cât jos. Cristina, ce crezi că pleacă în casa? Incertitudine totală. Eu, Oana Radu sau Andrei Atunci. De ce? M-am luat și eu după note. După clasament, zici. Nu? Parcă noi suntem mai... Și eu sunt. Și tu? Dacă ai luat clasamentul, exact. Da, mă, dar poate astăzi aveți o gală senzațională toate trei și... Nu, că n-are legături. Eu am fost la coadă de trei săptămâni. Eu nu mai știu acum câte sunt în clasament. Mă gândeam aseară și ieri toată ziua că niciuna, deci pe niciuna nu cred că am auzit-o înainte să zic că Roxana ar fi posibil ca Roxana să fie în final. Niciuna, niciodată. Acum, când ai dezbătut tu subiectul data trecută, ce credeți? Uite, Roxana, eram pe locul 3, parcă, 2, 3. Hai să-ți explic de ce, Roxana. Stai așa, lasă-mă să te... Și atunci foarte drăguțe au fost toate. Păi, Roxana, e o fată deosebit de mare, să întrebi atunci, nu mai așteptam. Merită să fie în final. Bă, dar până atunci niciuna n-ar fi zis. Păi îți spun de ce, Roxana. Pentru că, ca și fiecare dintre noi, tu te-ai perfecționat din punct de vedere stilistic. La momentele respective n-aveam cum să spună, sau n-aveam cum eu, de exemplu, să spun. Însă te-ai transformat și ai învățat și ai devenit din ce în ce mai bună. Și normal că în acest moment al competiției, eu cred că cam toate care am rămas acum, suntem de final. S-ar putea să fie și o strategie, nu știu. Mm-hmm. Poate am eu tot timpul asta, știi, să gândesc că să nu mă bucur prea tare, că ceva se întâmplă. Ce întotdeauna ceva se întâmplă. Dar hai să facem altceva. Cine până acum în edițiile eliminatorii zicea eu o să ies, mai mult ca sigur eu o să ies? Acum, în ultimul timp, le-am auzit pe Oana și pe Cristina, cred. Mhm. Că au tot spus. Orică vor să ies, să iasă, orică o să iasă.
Ceva. Eu calculasem că sunt pe ultimul loc și cumva un om inteligent, cum mă consider fără falsă modestie, trebuie să știe când să spună stop. Și am văzut că în ultimele zile n-am avut ținute atât de bune, chiar dacă, mă repet, fetele sunt ajutate de stiliști, eu mă îmbrac singură, asta nu are nicio relevanță și de aia se îmbracă singură. Și atunci, na, am zis că, na, că o să plec eu. Așa simți sau așa ți-ai făcut calculele? Păi nu că mi-am făcut calculele, am luat așa, nu știu ce o să aleagă juriu, că îți dai seama, fiecare alege ce consideră, dar... Ce vrei să zic, o să câștig gala sau că o să câștig emisiunea? Am mers pe faptul că sunt pe ultimul loc. Cristina? Sincer, eu cred că în acest moment toate am meritat să fim în finală, care suntem în acest moment în competiție. Pentru că am învățat, ne-am transformat, acum poate jurați râdând. Mai ales eu astăzi, într-adevăr sunt transformat. Dar eu simt că toate au atins un nivel, așa că mi-este foarte greu să mă gândesc cine ar pleca în seara asta. Mi se pare că le e frică de mine și și au zis, stai așa, să încercăm și partea asta, să ne împrietenim cu Roxana, că poate e mai bine ca să nu mai intrăm în conflicte, să nu mai aibă replică de spus și așa mai departe. Până acum nu s-ar fi așteptat, sunt convinsă de asta, că n-a spus nimeni niciodată că eu pot să ajung până în finală sau chiar în finală. Să cresc în competiție acum, da? La nivelul la care suntem. Iar acum toate au fost foarte drăguțe. Roxana este deosebită, Roxana merită. Dar până acum niciuna, deci niciuna nu cred că a spus vreodată, bă, merită să ajungă până acolo, înțelegi? Roxana, de ce am explicat, așa? De exemplu, din punctul meu de vedere, tu ai avut perioade în care nu prea ai făcut ținute bune, însă de ceva timp, mi se pare că ai făcut un salt și acum nu mai pot să spun că nu ai avea șanse să ajungi în final. Cristina, mă bucură enorm. Deci, adică în diverse momente ale competiției... Asta vreți să spuneți sau să transmiteți. Da. Și dar tu chiar crezi că vor să transmit altceva? Nu, Doamne ferește, am spus, s-ar putea să fie. Eu întotdeauna am, știi, rezervere. O doză mică, da. Stau acolo așa puțin. Dar mai devreme mi-am spus Andrei, aici am... I-am șoptit și zic, Andreea, eu cred că va pleca una dintre noi trei și respectiv Oana, Andreea sau eu. Și a zis că nu crede. Dar eu mă gândesc că da. Cum ai ajuns la concluzia asta, Cristina? Nu știu, noi fiind mai vocale și mai așa, zic, poate e prea multă forfotă și trebuie să se mai liniștească. Vocale când? Acum 3 săptămâni, poate. Dar de ceva timp suntem mute? Sunteți mult prea liniștite, așa, nu neapărat comportamental, dar aveți o voce așa stinsă. Stinsă. V-au acaparat emoțiile, am senzația, da. Pentru 2 săptămâni încoace. Nu știu, vom vedea ce se va întâmpla. Să ne zică Roxana ce simte. Am visat aseară. Ai visat? Că eu câștig Bravo I Steal. Bine. O să câștigi. Dar până în marea finală ne mănâncă jurații, exact, și semifinala. Exact. De ce Andreea? E de obicei invers? Este invers, da. Eu așa cred în visele pe care le visez. Dacă visez că voi ajunge mâine undeva, nu credibilă. O să ajung. Îmi place că sunt credibilă. Chiar ai crezut că am visat treaba asta, nu? Nu. Chiar crezi? Nu. Știu că ești ironică, dar na. Păi uite-te și tu la mine, sunt o superbitate. Păi ia să vedem chiar, ce cât ești? De superbă e ținuta, Andreea. Este aculistă. Da. Ilinca, văd aici o ținută de fashion. Mare fashion, designer renumit. Dar, draga mea, ai picioare atât de frumoase. Picioarele tale sunt superbe. Și acești nădragi de pe tine le-au făcut triple. Te îngrașă foarte mult în zona piciorului. Ce, nu-mi doresc doar să fiu... Mie îmi place foarte mult, foarte mult, și mă regăsesc. Te regăsești în această ținută? Da, chiar dacă v-ați fi așteptat să fiu prințesă. Și mie îmi plac blănurile, îmi place să strălucesc, dar m-am gândit că... Să faci altceva. Poate, exact, că voi probabil veți alege treaba asta și am zis să vin să fiu diferită, pentru că îmi place să fac treaba asta.
Plus că chiar, nu știu cum să zic, îmi place să încerc, mai ales aici, în competiția asta la Bravo Estil. Dacă nu încercăm aici lucruri diferite, lucruri probabil în care nu ne simțim extrem de confortabil sau cu care, nu știu, aș umbla neapărat în fiecare zi pe stradă sau la un eveniment. Am zis, hai să mă joc, îmi place treaba asta. Repet, dacă nu aici, place, Andreea, sau nu? Am înțeles, îi arată piciorul mai gros decât este. Pentru că e foarte dar gros materialul, e normal. Ilinca, mie nu-mi place să nu se supere, dar eu spun dar nu mă așteptam să-ți placă, Andreea. Din punctul meu de vedere, mi se pare o ținută care eu nu mă regăsesc în această ținută. O fi de apreciat, o fi o ținută super frumoasă, dar eu nu mă regăsesc și n-am cum să spun că îmi place doar de dragul de a spune. Sigur, sigur. Da, n-am cum, ta, nu mă regăsesc. Frumoasă, sexy și slabă. Nu. Dacă eram în locul tău, purtam această ținută în cursul săptămânii. Nu cred. Ba, o să nu te cred? O să nu mă crezi, este problema ta. Da. Mie mi se pare un act de curaj. Când tu știi că ești în pericol, când spun că ești în pericol de eliminare, mă refer la clasament în general, că ok, Roxana de o săptămână încoace se descurcă mai bine, dar până acum s-a descurcat nu atât de bine, adică știm cu toții, nu e ca și când e o surpriză. Ei, mi se pare un act de curaj să vii în papuci la o ediție concept, mi se pare un act de curaj să vii atât de, nu știu, n-a avut deloc elementul glam, n-a avut deloc elementul elegant. Roxana cred că și-a dorit foarte mult să iasă din decor, știi? Să fii gândit, stai că vin toate astea pe elegant și pe ceea ce nu a fost cazul, că mai venit unele și conceptuale. Hai că vin toate pe elegant și pe roche și stați că vin eu niște ciorapi și să vedeți cum învârt lumea. Da, putea fi apreciat, însă știind cumva ideea de ținută de concept, că tot timpul se punctează treaba asta, dacă ești de gală sau nu ești de gală, nu știu dacă a riscat. Cred că eu i-aș spune mai degrabă un pic inconștiență. Adică în punctul ăsta, să-ți permiți să faci o astfel de greșeală, te poate costa. Foarte greu de spus dacă Roxana a procedat bine sau nu. Mie mi se pare absolut onorant pentru ea că și-a jucat ultima carte mizând pe o ținută total, da, total ieșită din zona ei de confort, cu piese care mi-au plăcut și, într-adevăr, avea o stânjeneală. Că și ea s-a uitat la un dat pe cameră și era... Nu i-a plăcut. Nu cred că o să mai văd vreodată pe Roxana purtând genul ăsta de ținută în afara concursului. Dar o felicit pentru tot ce a făcut până acum. Să vedem ce spun jurații ca să elucidăm misterul în fața lor, Roxana Nemes. Beautiful. Cine mai cânta acolo? Că mie mi-a pierit și cântatul, sincer, să fiu în când a apărut Roxana. Am observat de la un timp faptul că vrei să fii diferite față de colegele tale, pentru că și la ediția concept trecută tu ai ales un personaj bărbat. Am uitat cum îl chema. Doctor... Cred că a uitat și ea. Cum îl chema? Fasilier, ăla era, așa. Deci pe tine, practic, te imagine dorința de a fi diferită. Săptămâna asta ai avut styling-uri bune. Acum ceea ce se dorește a fi styling pentru această ediție concept Winter Wonderland, tu vrând să pari diferite față de colegele tale, care ai presupus că vor veni toate prințese, crăiese, etc., ai dărâmat șifonierul pe tine, ba asta, chiar arată, a dărâmat șifonierul pe tine. Este și un atârnat, sacou pus peste o bluză și ai atârnat o cergă de la cabana vânătorilor, ai atârnat-o pe spate, pe cuvântul meu de onoare. Eu am înțeles, dar designul ăsta și interesenția asta au niște limite. Nu este limite. De la cabana vânătorilor, da, este de la popasul vânătorilor. Așa, ori de la... Nu, de unde ori fi este cu tot o cercă? Că, păi, dar nu că nu există un popas al vânătorilor. Mi-am pus și eu pătura, uite. Măi, te rog să te ridici. Este un styling ceea ce ai făcut. Poți să stai jos, poți să stai în picioare, poți să stai cum dorești tu. Măi, e un styling. Dar dacă veneam creiasa din povești, nu are importanță de creiasă. Și strălucitoare, eram cu siguranță mai bine, nu? Nu are importanță de creiasă. Dacă tu crezi cumva că noi nu avem capacitatea să apreciem ceea ce ai făcut, tu aici te înșeli. Dar de asemenea te înșeli dacă tu crezi că azi vrlim pe tine o grămadă de haine și 300 de pulovere, ai făcut o ținută pentru conceptul Winter in Wonderland. Săptămâna aceasta am lăudat-o. Mi s-a părut
foarte bună evoluția ei. Dar în această gală m-a enervat. M-a enervat prin simplul fapt că ea pune la îndoială faptul că noi nu înțelegem ceea ce vrea să transmite ea prin această ținută, în ce zonă stilistică se încadrează ținuta ei, că nu înțelegem ceea ce poartă. Adică mi se pare un afront direct adus jurului. În afară de faptul că nu a ascultat ce a spus și s-a foit pe acolo pufneajă de ochii peste cap, adică ea este acest Dumnezeu al modei și această feșonistă desăvârșită și noi niște pămpălăi care nu înțelegem ce vrea să facă Roxana Nemes în această emisiune. Hello! Draga mea, partea galbenă arată ca o husă de traban din anii 60, peste care ai aruncat un sacou pe care ai pe spate un preș scos acum dintr-un gherghef și ca să, pentru că au mai rămas ceva preșuri în urma acelei lucruri la gherghef, le-ai pus într-o pungă și te-ai tăvărit pe o vatelină aici în față. Cam așa arată tot ce ai făcut astăzi, îmi pare rău. Nu pot să mă convingi că aceasta este o ținută. Plus că degeaba designerul care a făcut-o a vrut să fie inventiv. Nu poți să o porți, la spate trage, tot spatele trage. Deci, pentru e de show. Păi e de show, dar nu e de purtat, pentru că dacă te întorci cu spatele, vei vedea că toată chestia aia, tot preșul ăla de pe spate, îți trage spatele, deci arată urât. Ok, și dacă renunța la asta și îmi punea în geacă, era mai bine? Nu, pentru că este o ediție concept, este o seară. Degeaba vrei să înțelegi pe cineva. Atunci trebuia să-mi iau frumos o blană cu rochiță și eram frumoasă, cu siguranță, să mă machez frumos. Și eram o doară. Adică tu acum era mișto sau ce? Vrei să te ceri cu noi. N-ai de ce să te ceri. Nu înțeleg. Eu vreau să încerc altceva. Este o ținută de designer la care s-a muncit clar, cu care puteai să ne rupi fasolea în timpul săptămânii. Exact. Da. Nici nu avem de ce să ținem cont, pentru că acelea nu, dar primul nu era o ținută pentru o seară, pentru o seară concept și care de gală. Și n-avea legătură cu gala. Avea niște gala, n-avea legătură cu tema. N-avea legătură cu tema, avea niște ițari. Ițari, ce suntem, Horia Cloșca și Crișan, ce-i asta? Tot spără degeaba. S-a așezat cât timp a făcut comentariile, pufăia, adică era ca și cum noi nu putem să înțelegem acest styling fashion forward pe care l-a făcut ea. Care nu l-a făcut ea. Că i-a venit pe umeraș. Unul la mână, exact. Și doi la mână, eram niște ițari. Bună, nu când suntem la Bobâlnă. Este Winter, un nou talent. Realitatea face că întâmplător, mie chiar îmi plac piesele. De fapt, cromatica îmi place foarte mult. Materialele sunt foarte chincă. Aș fi renunțat în locul cetățeanului care le-a făcut. Aș fi renunțat complet, definitiv și irevocabil la pestelca atârnată. Acolo este o interesențenie gratuită, tip plimbare cu vată de zahăr pe băț în muzeul satului și te împiedici de o bancă, cazi, fatalitatea este că nu-ți spargi doar capul, îți rupi și un picior. Problema cu adevărat gravă în seara aceasta, în ceea ce privește evoluția și ținuta ta, nu este neapărat ținuta. Este faptul crud, trist, dar foarte adevărat, că tu habar n-ai ce porți. Habar n-ai. Adică tu din ce porți înțelegi jachet. Minus 0,1%. Nu 0,1, minus 0,1%. Și da, cred că dacă ai fi venit cu o rochie, cu o blăniță, cum ne luase și un pic la mișto mai devreme, chiar te-ai fi simțit bine și, de fapt, deep down in your soul, tu chiar asta ai fi vrut să faci. Da, dar dacă fapt, nu aici încercăm, Moritz, adică, nu știu, într-adevăr, mă simt probabil bine. Nu o să mă vezi așa pe stradă, este adevărat. Nu. Aș vrea să te văd, chiar mi-ar plăcea să te văd, din păcate știu că nu o să te văd pentru că n-ai nicio legătură cu asta. Ce încerc să spun este în felul următor. Apreciem că tu la Bravo ai stil, vrei să încerci. Eu, și sunt convins că și colegii mei la fel, aș aprecia și mai tare dacă s-ar vedea că înțelegi ce porți. Pentru că un om care chiar și printr-un stilist accesează piesele astea are un gen de discurs în general et large în viața lui. Eu nu l-am. Nu. Ok, până aici, serios, nu, mi se pare prea mult. Pe bune, este prea mult. Iertați-mă, cu tot respectul din ce vă zic și v-am mai spus treaba asta. Nu sunt o fetiță de 19 ani care acum vrea să devină cineva și pornește de la zero. Așa. Pe bune, am indiferent cui îi place sau cui nu, muncesc de foarte mulți ani, extrem de mulți ani.
cu perioade bune, cu perioade mai puțin bune. Așa, care e legătura cu ce am spus eu? Nu mi se pare corect și frumos. Atunci când, ok, nu vă place în punct de vedere stilistic sau credeți că nu mi se potrivește și nu da, transmit ce trebuie. Am spus. Ok. Da. Dar ca să ajungem că trebuie și un discurs și eu nu-l am în general în viață. Nu și... că nu-l ai, draga nu mea, tu ai un discurs al tău și e foarte ok și e foarte bine că-l ai. Doar că tipologia ta de femeie, genul tău de discurs și așa mai departe, nu are nicio legătură cu ceea ce porți. Este foarte și se vede că este o încercare pusă cu mâna. Okay, dacă ca să fiu mai rămâne, clar. Ok, dacă o să rămân în competiție, să vedem. O să vin exact de fiecare dată, indiferent că e gală sau ediție normală, o să vin așa cum mă simt eu bine îmbrăcată, cum îmi stă bine, foarte bine, perfect, să motivez da? Asta. Okay, să motivez, bine. Să susțin. Dar să nu spuneți să mai Moris, vin și în alte... De multe ori am văzut că în dialogul cu Moris tu nu înțelegi bine și în dialogul cu noi, dar tu nu înțelegi ce să spune. Asta e problema. Sunt încăpățânată, recunosc. Ok, hai. Eu cred că Rosana Nemes, când a văzut cerga aia, da, a simțit ținuta. Da. Ba, a simțit-o. Și când a văzut layering-ul ăla de galben peste bleu, peste albastru, peste beș, peste aia, și ce a zis? Mama, asta știu. Deci e practic, credeți, deci e practic cum am dus eu la Raicu al meu și Raicu spune, hai să ne îmbrăcăm în piele neagră, să ne punem un corset, să scoatem repustajul, să avem niște blană. Gen, asta știu. Bă, și Roxana Nemes când a intrat în magazin sau la designer și a văzut piesa asta pusă, expusă, a simțit că ea e. Bă, a simțit. Aștept, simt, aștept, simt. Cu indulgență, pentru că te plac. Mulțumesc, Cătălin. Și eu te plac, Roxana. Mulțumesc, dar nu ținuta. Și e foarte bine să vii în alte stiluri. Și e foarte bine că încerci. Dar vino în stiluri care să te reprezinte măcar un piculeț. Ok, o să vin. Că asta nu te reprezintă deloc. În continuare. Asta este problema. Atât. Pupii principesa. Mulțumesc, Maris. Felicită, Roxana. Mulțumesc.